Bună seara, prieteni, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Sportul Gorjean. Numele meu este Cătălin Pasăre și în această seară vă propun o discuție despre fotbal, pentru că iată că Liga 1 a demarat, s-a reluat campionatul nostru, deși dacă ne uităm ce acum afară, am prins bine o etapă, să vedem cum ne descurcăm cu a doua. Bun, dar să trecem la lucruri serioase, pentru că echipa Fanion a Gorjului, Pandurii, Târgu Jiu a început, spunem noi, cu dreptul, dacă ținem cont de remaniera, ghilimele de rigoare, care a avut loc în această iarnă, o formație total schimbată la Târgu Jiu, dar o formație care a reușit să smulgă un punct cu Polia și o echipă experimentată care, de ce să nu o spunem, înaintea acestei runde încă mai avea aspirații la play-off. Astăzi seară vorbim cu un om din conducerea Pandurilor, un om veritabil de fotbal, directorul sportiv al grupării noastre, domnul Robert Băleț. Domnule Băleț, bună seara! Bună seara ție și telespectatorilor tăi! Vă mulțumim frumos că ne-ați acceptat invitația și vorbim, spun eu, într-un context favorabil pentru echipa noastră, dacă ținem cont și de transferurile, de veniri, plecări, da, din această iarnă și de faptul că Pandurii n-a putut să folosească niște jucători pe care, spun eu, Flaviu Stoican se baza, cel puțin din declarațiile domniei sale. Așa că, cum să primim acest egal cu CSM Poliaș? Acei jucători, te referi, cred că, la frații Da Silva. Corect, da. Cu ei a fost o problemă de la început. Știam în ce ne băgăm și știam că o să fie o problemă cu obținerea permisului de ședere și de muncă, pentru că, după cum știi, suntem o echipă în insolvență, trebuie așteptat planul de reorganizare. După ce se face planul de reorganizare, de-abia atunci se pot face actele pentru acești jucători. Deci, cred că cel puțin încă o lună de acum încolo acești jucători nu vor putea juca pentru Pandurii Târgu Jiu și nu știu dacă ei sunt dispuși să aștepte atâta timp să rămână la Târgu Jiu. Noi avem nevoie mare de ei, dar știau și ei și noi din prima această situație. Bun, deci cu alte cuvinte, există o probabilitate destul de mare, dacă este să calculăm șansele, ca ei să plece până la urmă de la Târgu Jiu, da, pentru că e tocmai așteptarea asta. Da, da, că greu pentru fotbaliști profesioniști să stea. Este atât, pentru că stau și nu încasează banii, ăia puțin care sunt, e normal, ei s-au pregătit normal cu echipa, am încercat toate felurile, nu se poate decât în acest fel, cu planul de reorganizare care trebuie aprobat, deci o să mai dureze. Aveți idee când va fi aprobat cu aproximație planul ăsta de reorganizare? Pentru că, dacă vreți așa, toată lumea stă cu sufletul la gură, da? Suflarea fotbalistică din Gorj, ca să vadă că asta e miza cea mare, cred eu, în momentul ăsta. Dacă va fi aprobat planul ăsta de reorganizare. Eu zic că sunt egale, pentru că și dacă se va aproba și echipa va retrogada, nu cred că această echipă mai are vreun viitor. Retrogradând în Liga a doua, automat vei pierde și banii din TV și nu văd la ora asta ce s-ar mai putea face cu această echipă. Totuși, dacă planul nu ar fi aprobat, din câte știu, s-ar pune din Liga a patra, nu? Dacă planul nu va fi aprobat, atunci automat nu vei primi nici licență, vei primi din Liga a cincea, dar despre ce vorbim, că la ce datorii sunt la echipă acum, nu cred că va mai băga nimeni. Nu știu cât sunt datorile, sincer, eu am venit pe o chestie sportivă aici, nu m-am interesat foarte tare. Știu așa din auzite și eu de acolo de la club că sunt foarte mari și nu cred că cineva va băga banii aceia la o echipă de Liga 4. Am înțeles. O să revenim poate cu discuția și la aceste rațiuni. Deocamdată aș vrea să vorbim, așa cum a spus, din punct de vedere sportiv, ce face echipa, un punct în prima etapă de la reluare și Flaviu Stoican spun că sunt premize ca această exprimare, da, din joc să crească în perioada următoare. Da, aș vrea să pornesc totuși cu începutul, cum se zice. Gândește că am moștenit vreo 4-5 jucători, dintre care doar unul semnase un contract, că era Stanca, restul au fost, eu când am venit, toți aveau contracte reziliate. Am reușit să convindem câțiva din vechii jucători, adică care nu erau foarte consacrați, un Hlistei, un Pârcălabu, Trifu. Tinerii care mai prindeau minute. Da. În rest a fost totul făcut în 4-5 zile.
pe ce știam eu că de asta m-am ocupat, jucătorii aduși așa rapid, adus și antrenorul, plecat în cantonament, două săptămâni de cantonament și de, eu zic că e foarte greu, foarte, foarte greu. Mă bazez pe antrenor pentru că este un antrenor tânăr și care are multe cunoștințe de fotbal și are puterea asta de... Nu oricine poate să lucreze cu... Nu accepta să lucreze în aceste condiții. E un antrenor care vrea să afirme și el și a fost un... În gândirea mea așa, un punct de sprijin de unde să plecăm. Toți jucătorii care am adus în același când n-au venit pentru bani la Târgu Jiu, au venit pentru a se afirma, au venit pentru a câștiga mai mulți bani, poate în viitor, știind că e o oportunitate foarte bună să joace în divizia. Nu am adus jucătorii care nu au calitate, toți jucătorii care i-am adus au ceva calitate și unii chiar foarte bună. Sper să dovedească și să treacă peste acest... prag al divizia A, pentru că unii n-au fost niciodată, unii au fost și s-au dus înapoi la divizia B, unii au jucat foarte puțin. Sper că din acest amalgam de jucători, fiecare cu problemele lor, să facem o chestie așa ca o gașcă nebună, cum era sportul odată pe vremuri. E foarte greu de lucrat în aceste condiții, nu avem chiar așa orice ne trebuie, dar vă promit că această echipă se va bate până în toate cele 19 meciuri pentru puncte. Deși este foarte greu să vorbim de omogenitate la momentul acesta, ați încercat o omogenizare rapidă, a jucat la foc automat în Antalya 7 meciuri în 14 zile, dacă nu mă înșel. Am stabilit cu antrenorul că e cea mai bună cale de a omogeniza cât mai repede, dacă se poate spune așa, pentru că timpul este foarte scurt. Unii dintre jucători nici măcar nu se cunoșteau pe nume. Au trecut 3-4 zile și nu se cunoșteau. A fost și am ales această cale cu jocuri pentru că până la urmă e cel mai bun antrenament. Am căutat adversari foarte puternici să jucăm. Știu că mai mulți sunau din oraș și ziceau că ai jucat cu juniorii alora, că credem am jucat cu echipele adevărate. Nu le vedeam să creadă. Într-adevăr că în amicale, știu și asta, nu este același ritm și aceeași intensitate, da. Nu este. Dar totuși întâlnesc jucători de calitate care zic eu că noi am făcut față cu briu. Acest lucru ne-a dat curaj. A dat curaj și lor ca jucători și eu cred că în prima etapă cu Iașu, chiar dacă nu am arătat cu o echipă care a dominat, care am fost dominată, trebuie să recunoaștem, au fost momente foarte ok și foarte bune de fotbal. Poate și la unii l-a fost frică, poate, cu toate că eu l-am explicat și antrenorul la fel, că nu au nimic de pierdut și trebuie să joace. Am văzut o dorință foarte, foarte bună a acestor jucători și într-un final, cu puțin noroc, am reușit un 1-1 dădător de speranțe. Și foarte important pentru clasamentul regular. Fostul antrenor de la Panduri, actualmente la Polia și Eugen Neagoie, spunea că echipa noastră a avut mare, mare șansă că a reușit acest rezultat de egalitate. Cum comentați? Bine, eu cu Eugen Neagoie am stat permanent în cantonament. I-au stat la, să zic, un kilometru de locația noastră. Eu i-am urmărit la toate meciurile lor, ei au venit la meciurile noastre, am stat și de vorbă, pentru că până la urmă suntem prieteni, eu sunt foarte mult prieten cu el și cu Prunea. Au fost discuții de joc, dar nu știu el ce spune și eu pot să spun că am avut niște ocazii care puteam să dăm niște goluri și numai lipsa de experiență, zic, a lipsit să marcăm noi. Într-adevăr, au jucat mai bine ca noi. Trebuie să recunosc. Ce vă spuneau în discuțiile dinaintea meciului? Domnule, Severin, 3 puncte, bifat sau nu? Sau erau sceptici așa? Nu, ei au fost convinși că câștigă la Severin. De fapt, cum au fost convins, cred că toată Liga 1 și jumate din orașul ăsta. Cel puțin. Deci ați avut discuții înaintea meciului? Da, și da, toată lumea spunea că o să ne dea... O să luăm niște scoruri astronomice. Sper să-i contrazicem pe teren și să arătăm că nu-i chiar așa. Haideți să vedem și noi un scurt material, scurte declarații după jocul de la Severin dintre Panduri și Polieș. În primul rând să încep în a-i mulțumi
a le mulțumi oamenilor care s-au ocupat de suprafața gazonului, pentru că acum câteva zile se punea problema dacă se va disputa în condiții favorabile acest meci. Vreau să le mulțumesc încă o dată. Sunt oameni care au pus suflet și sunt convins că acum se bucură că această echipă nu cedează. În ceea ce privește meciul, e un meci sau a fost un meci în care noi n-am pus speranțe, chiar dacă am întâlnit una dintre cele mai bune echipe care se află în zona aceasta și mă refer la zona de play-out cu gânduri pentru play-off. Într-adevăr a fost destul de greu, dar mă bucur că am reușit să nu cedăm până la final. Am avut chiar și câteva ocazii de a marca și mă refer în primul rând la Surugiu în prima repriză, apoi Cătălin Hlistei în a doua repriză, acea lovitură de cap, iar Surugiu, situații, pot să le numesc chiar și ocazii. Într-adevăr a fost un meci greu, important este că n-am cedat. Sper ca până la final să avem aceeași atitudine și sunt convins că o să vedeți de la zi la zi o creștere, pentru că eu am încredere că acești băieți o să treacă și peste tracul diviziei sau ligii întâi și atunci o să aibă și evoluții, pentru că încă suferim atunci când avem mingea. Vreau mult mai multă încredere, pentru că posibilități acești băieți le au. Cu siguranță, e un punct important mai mult pentru moral. Până la urmă am reușit doar un punct, nu am câștigat acest meci, cu toate că dacă eram un pic mai atenți puteam să facem acest lucru, puteau și ei să câștige, clar ne dă încredere pentru viitor. Dacă reușim să ne salvăm de la retrogradare, o să mă vedeți cu mustăcioară. O să am mustăcioară, chiar n-am avut niciodată și nu știu cum o va sta, dar mustăcioară din aceea pufoasă. Îmi doream foarte mult să câștigăm în această seară. Cred că și meritam, dar v-am spus, în fotbal când nu ești concentrat pe tot parcursul jocului, când tratezi adversarul cu o lejeritate, se pot întâmpla și greșeli și noi am făcut o greșeală foarte mare și am primit gol. Nu, pentru că îi cunoșteam foarte bine, i-am urmărit în Antalya. Le-am spus primul 11 încă de astăzi de dimineață, am discutat despre fiecare jucător în parte. Cunoșteam echipa celor de la Panduri. Cred că multe momente ale jocului, cum v-am spus, am controlat în totalitate jocul, dar nu am reușit să înscriem mai multe goluri. Bun și în punctul acesta? Bun, decât bătaie și mai ales este un nou început. Și atunci este încurajator. Dacă... de evoluție? Da. Da. Se poate face o gașcă nebună la Târgu Jiu? Da, având în vedere că mai avem forțe cu jucătorii care au experiență, mă refer la Erico Elton și Dănăricu care o să vină, care... astăzi n-au putut iene, nu i-am făcut. Avem speranțe că vom avea și banca la fel de bună, cel puțin cum au fost și cei din teren. Ce a trebuit astăzi Pandurilor, în afară de un gol, ca să câștige? Să nu ia bătaie. Asta ne-a trebuit astăzi, să nu luăm bătaie. Este un rezultat de moral pentru echipa noastră. Ați văzut și dumneavoastră, avem o echipă tânără, o echipă inexperimentată. Cred că este un punct câștigat și sperăm în continuare să avem rezultate pozitive în următoarele meciuri. Ce nebunie ai face dacă vă salvați de la retrogradare? Și eu cred că putem să ne salvăm de la retrogradare și nu cred că aș face o nebunie. Cred că mi s-ar părea ceva normal, pentru că avem o echipă talentată și ar fi un obiectiv realizabil. Puțin spectatori în tribune, în stradă sunt mai mult decât la meci. Așa este. Am văzut și în turul campionatului. La meciurile Pandurilor a venit foarte puțină lume, dar sperăm că ca jocul nostru pe viitor și rezultatele să aducă lumea la stadion. Și că aproape jumătate din spectatori a fost la Academia lui Flavius Stoican, din Severin. Da. Și a adus toate. Așa este, ce să zic. Copiii tineri care vor să facă un viitor din acest sport, ce să zic, le urez multă baftă.
Da, a revenit în legătură directă. Am ascultat reacții după partida Pandurii CSM Poliaș, încheiată cu scorul de 1-1. Autorul golului nostru este chiar Sergiu Negruț, atacantul venit în această iarnă de la CFR Cluj. Atacantul, mijlocaș ofensiv, nu știu unde să-l băgăm pe Sergiu Negruț. Oricum, un transfer reușit, spun eu. Cum ați reușit dumneavoastră să-l convinge să vină aici la Târgu Jiu? Da, eu am vorbit cu el de când l-am adus din prima pe Cornelene. Și Cornelene avea cu, era sub contract cu CFR. M-am gândit repede la niște fundași centrali. Știam că prima dată m-am uitat pe jucătorii care n-au jucat foarte mult și ar fi dispus să vină să se bage în această nebunie, pentru că eu chiar și acum cred că e o nebunie în ce ne-am băgat. Și am vorbit cu Cornelene și cu Negruț din prima. Atunci Sergiu a zis că mai așteaptă puțin pentru că avea speranțe că o să meargă cu CFR. Până la urmă, noi fiind plecați, eu tot l-am pistonat, l-am pus și pe Flavius să discuta cu el și până la urmă și-a dat acceptul puțin cam târziu, pentru că el n-a prins cu noi pregătirea. Cornel e și el acum apt, a avut o problemă. Sunt doi jucători care noi ne bazăm foarte mult, chiar dacă Sergiu e puțin în urmă cu pregătirea fizică. Sergiu Negruț era considerat unul dintre talentele, să spun așa. Da, eu îl cunosc de foarte mult timp. Încă nu... Are timp să explodeze la Târgu Jiu în perioada asta? Eu zic că da, pentru că la Târgu Jiu au explodat ca mulți așa. Și din ce cât îl cunosc, cel mai important pentru acești jucători, Cătălin, îți zic că au venit cu inima deschisă. Și să știi că atmosfera e incredibilă în vestiar și în jurul lui acolo, la stadion. Eu am stat cu multe echipe în cantonamente, dar n-am văzut echipă mai organizată și mai disciplinată ca ce există acum. Cu toate că sunt jucători foarte talentați. Eu sper să ne salvăm de retrogradare și îți spun sincer că mulți din echipa aceasta o să ajungă nume cunoscute în divizia. Flaviu Stoican, exact catalizatorul de care aveam nevoie, mai ales că este un antrenor relativ tânăr și un antrenor care, din ce pare la prima impresie, pare un antrenor foarte apropiat de jucători. Da, așa este. Eu îl știam mai de mult. Cred că a fost 100%, cred că a fost cea mai bună soluție. Sper să și el să ajungă, dacă nu va mai sta aici, să ajungă la echipe mult mai mari, pentru că chiar merită cu prisosință. Bun, în perioada următoare se mai prefigurează, să zic așa, niște transferuri sau ar fi logic să se mai întâmple niște transferuri. Din câte văd eu, mai ales dacă aveți această problemă cu frații Da Silva, v-ar mai trebui, după cum a zis chiar Flaviu Stoican, un mijlocaș la închidere, poate un fundaș stânga pentru Bușu, poate un fundaș central. Puteți să mă contraziceți, bineînțeles. Nu te contrazic, toată lumea vede. Ce să zic... Chiar astăzi am finalizat o discuție cu un jucător olandez. Este pe drum spre Târgu Jiu. Nu e Buiz, nu? Nu. A fost o experiență nefericită. Na. Nu, este vorba de Jeffrey Cat, ultima dată jucând la Trecin, în Slovacia. Un jucător olandez de 93, născut. A jucat și, cred că, în preliminarele Champions League. Un jucător polivalent care joacă și fundaș central și mijlocaș la închidere. La Trecin a fost folosit mai mult fundaș dreapta. Un jucător care sper să dimineața să parafăm actele și să-l treacă în programul echipei și să ne ajute foarte mult. Este un transferul care l-am tot așa, l-am urmărit mult pe acest jucător împreună cu antrenorul și am finalizat discuțiile cu acest jucător ieri. El este în drum de la Timișoara spre Târgu Jiu, cred că va ajunge seara asta. Cum ați reușit să-l convingeți că totuși vine de la o echipă cu nume? Mai reușim și noi să-l convingem. Da, și a venit pe aceiași bani, nu există sume mai mari. Un plafon salarial, mai mare decât... Nu, este în nota echipei. Da. Deci o primă achiziție s-ar părea că e parafată, da? Da. În perioada următoare, până când? Bine, până pe 20 februarie e liber la transferuri, dar presupun că jucătorii liberi pot fi legitimați și după aceea, nu? Să știi că nu ne repezim așa, să aducem jucători de dragul de a aduce, sincer. Păi studiem și mai
aflăm și despre caracterul lor și de felul cum se adaptează la echipe, ce au făcut pe acolo, pentru că avem și noi prieteni și întrebăm. Deci nu ne repezim să luăm așa orice jucător. Prefer să rămân cu aceștia decât să aduc un jucător care să-mi strice vestiarul. Din motivele acestea, poate, sau mă rog, nu e frumos să spunem chiar așa, dar ați fost permanent legați de felurite nume. Flaviu Stoican a spus personal că anumiți jucători de la Steaua și Dinamo n-au venit împrumut pentru că are foarte mare încredere pe tinerii care joacă pe aceleași posturi. La un moment dat se vorbea de foști atacanți ai Craiovei, Dina și Costa. Vreun sâmbure de adevăr aici sau pure speculații? Eu zic că spune speculații. Cu noi n-a vorbit nimeni nimic. Știu de jucătorii de la Steaua, ne-au fost propriu și am discutat cu conducerea Stelei. Sincer, nu cred că sunt peste ce avem noi la ora actuală și nu am acceptat să aducem jucătorii împreună de la altă echipă. Am preferat să-i creștem pe ai noștri deci. Deci... Asta e adevărul, da. Da. Totuși mizați și pe jucători cu experiență, mai ales la centrul terenului, acolo unde aveți un Zaina, da, un Stana, da? Zaina, te-aș contrazice că e cu experiență, pentru că e născut în 94, eu îl cunosc de vreo 2 ani, l-am adus de la Terlungeni, nu cred că știa nimeni până acum de acest Zaina. Pe Stana iar îl știu de foarte mult timp și știu că e un băiat de caracter și va da tot ce poate să ajute această echipă. El e jucătorul cu experiență. El, da, pe Daniel. Zaina l-am făcut eu cu experiență. Da, Zaina, da, nu, e născut 94, Zaina. Da, și dacă tot vorbeam, pentru că am zis, l-am ascultat pe domnul Contescu mai devreme și spunea că mai intră jucătorul cu experiență, se baza pe frații Da Silva, care am aflat acum că au șanse mi să intre, a pomenit și numele lui Bogdan Dănăricu, da? Un jucător care nu... Da, Bogdan este... Nu are o mare experiență. Este născut 95, tenor, da. Sper să cât mai curând să-și intre în rind și să ne ajute. Într-adevăr, e un jucător de calitate. Acum... Toți o să sper să aibă răbdarea toată acest lot de 24-25 de jucători. Le-am spus de la început că vor juca numai 11 și 3 vor intra pe parcurs. Nu putem să-i băgăm pe toți odată. Va veni rândul la fiecare și sper că atunci când joacă să o demonstreze că are valoare și să rămână în teren. Nu facem diferență între unul sau alt jucător, pentru că până la urmă țelul final este salvarea de la retrogradare și nu cred că antrenorul sau eu sau altcineva din conducerea clubului de acum ar prefera alt jucător decât unul bun să nu joace și să ne ajute să ne realizăm acest obiectiv. Foarte corect, v-ați făcut planul, bine, calculele astea sunt inutile la un moment dat, dacă nu sunt transpuse pe teren în victorii, în puncte și așa mai departe, v-ați făcut totuși anumite calcule, cam câte puncte ați vrea să aveți în play-out, că presupun că nu mai putem vorbi de play-off cu victorii pe linie și așa mai departe. Trebuie să fim corecți că o să fim una din echipele care se va bate la retrogradare, e clar. Nu ne-am făcut niciun calcul, sincer, nici nu mi-am făcut niciodată, nici atunci când am terminat pe locul 2, nu ne-am făcut calcule. Lăsăm important să luăm ceva de la fiecare meci sau cel puțin cu un punct mai mult decât ea din spatele nostru. Ați văzut, a fost o etapă, Chiajna a luat un punct la Botoșani. Ei s-au întărit, au adus, de exemplu, un fundaș central pe Bejan care... Zic eu că nu venea pe un salariu foarte mic în România. Corect. Și concurăm cu echipe care au un potențial mult mai mare financiar. Dar nu tot timpul această rețetă, să știi că este câștigătoare, acela cu bani mulți. Sau nu e câștigătoare pe termen lung, cum am văzut la Pandurii Târgu Jiu în momentul nu de vreau să, da, nu vreau să vorbesc de ce a fost. Eu vorbesc de perioada asta în care am venit și... Te asigur că această echipă se va bate până în ultima secundă să scape de retrogradare. Da, mi se pare fair play. Urmează în schimb un meci mult, mult mai dificil. Jucăm la liderul ligii întâi, așteptat, neașteptat, meciul de la Viitorul. Eu cum zic, îl vedeți? Zic că este liderul necontestabil. Practic cel mai frumos fotbal, o echipă tânără și cu mult entuziasm, cu un patron și antrenor foarte, foarte dedicat acestui sport. Este, zicem, lumea fotbalului zice că e foarte meritat locul care îl are. Și din ce am văzut, au cam cușcat la pas toate meciurile așa.
Și dacă noi nu a câștigat la Pastore, a câștigat. Asta e. Da. Asta se spune despre echipele este mari. O echipă, exact. Și când joacă prost, câștigă. Deși Viitorul pare o echipă relativ fără experiență, să spunem. Relativ. Sunt jucători care au jucat împreună mai mult timp. Noi nu avem nimic de pierdut la acest meci. Și o să... Am și discutat cu jucătorul și antrenorul și că noi nu avem nimic de pierdut la niciun meci. Mai ales acum că jucăm cu liderul, trebuie să demonstrăm că nu e ce se spune despre această echipă, că suntem no-name-uri, că suntem de Liga a doua, că suntem jucători care n-au jucat și n-au prins pe la echipele lor, pentru că eu știu foarte bine că poți să nu prinzi un loc într-o echipă undeva, pentru că sunt anumiți jucători care sunt mult mai buni ca tine pe același post, dar poți să te duci la altă echipă și să fii numărul 1, să te relansezi. Noi nu avem nimic de pierdut și spun că cel puțin o să facem un joc foarte bun. În Cupa României, cu o formulă totul schimbată față de ce are Pandurii chiar și acum, pentru că aceste schimbări au venit din mers și într-una, așa, necontenit. Viitorul s-a impus lejer. Presupun că vedeți sau aveți încredere într-un alt deznodământ sau măcar într-un meci relativ mai strâns luni. Pot să spun, înțeleg, nici nu dau pronosticuri. Sper să jucăm un fotbal bun și să ne punem la punct lipsurile care au fost la acest meci cu Iașiul și să creștem de la meci la meci, lucru punctat și de antrenor, cred că, la conferința de presă de după meci. De ce nu să putem lua ceva? Ar fi cea mai mare surpriză a campionatului, cred că, dacă am putea face ceva la Viitorul. Și urmează bătălii foarte tari cu Chiajna, care e o echipă contracandidată, e un meci foarte important. Luăm lucrurile cum vin. Aveți cumva vreo teamă cu aceste, pentru că în fotbalul românesc, vedeți dumneavoastră, poate o știm de fapt cu toții, TAS-ul mai întoarce unele decizii, mai vin alte puncte, mai schimbă configurația clasamentului și așa mai departe. Se vorbea la un moment dat despre retragerea ASEA-ului, iată că a început campionatul. Se vorbea despre acele puncte care ar veni din nou la Timișoara. Vă e teamă de aceste calcule sau că s-ar putea schimba regulile astea din mers? Da, să știi că am luat în considerare și faptul că Timișoara și-ar lua punctele. Suntem tot acolo. Tot cu ei în luptă suntem și dacă și ea și dacă nu și ea. Timișoara joacă un fotbal bun și e o echipă destul de ok, care e și ei s-au pregătit de divizia a doua, dacă ți-aduce aminte că n-au început campionatul și au fost invitați să joace. Și nu, eu zic că nu s-au făcut de râs în acest campionat. Din contră, dacă da, am luat în calcul și aceasta, rezultate. Dar încă o dată îți repet, nu trebuie să ne intereseze ce fac ceilalți. Important ca noi să ne luăm puncte și să terminăm măcar deasupra celor trei care se duc două direct și una la baraj. La baraj, da. Domnule Băleț, ați fi de acord cu afirmația privind și viitorul nostru adversar, deși echipa lui Hagi are un sistem de scouting poate cel mai performant din România și aduc jucători tineri, mă refer la sistemul de scouting al tinerilor, da? Și ajung jucători tineri din toate colțurile țării, spuma, dacă vreți. Ați fi de acord că Pandurii trebuie, dacă să ne ajute Dumnezeu, planul de reorganizare va fi aprobat și așa mai departe, ar trebui să mizeze oarecum pe tineri în perioada următoare, pe propria pepinieră, pe mai multe investiții, nu știu, în copii și juniori. La investiții, ce pot să zic eu? Mă rog, să fie copertat terenul ăla odată, că stă acolo degeaba de o perioadă bună de timp. Da, noi revenim la o discuție care eu personal de vreo 4 ani o tot vorbesc. Să spunem direct, nimeni n-a făcut nimica pentru acest lucru. Doar am vorbit. Nu poți să faci... Scoutingul lui Giga Hagi, primul scouter este el, numele lui. Jucătorii să știi că se duc majoritatea singuri la Giga Hagi. Nu trimite oameni. Are scouting și câțiva ani. Eu știu foarte bine, am petrecut câteva săptămâni la Academia lui. Suntem foarte... Ne cunoaștem foarte bine și am văzut despre ce e vorba. Copiii vin pur și simplu cu bagajele la poartă și bine, are și un nume. Sunt anumite standarde, presupun. Adică... Da, intri foarte greu, ia cam tot ce e mai bun din prin țară, dar să știi că cu ochiul lui mai scapă și alți copii care sunt multe de povestit la nivelul ăsta de tineri. În primul rând,
infrastructura, care îți trebuie, Hagi a investit foarte mulți bani acolo la Ovidiu, a făcut foarte multe trenuri. De ce să nu recunoaștem, este și antrenorii sunt... Sper să se facă odată și la Târgu Jiu acest lucru. Dacă se făcea acum 4-5 ani, probabil că altfel discutam acum. Ca să nu mai vreau să discut de acel teren care zic că a încetinit și s-au pierdut vreo 4-5 generații de acum acolo. 2 ani de zile fără acel teren, singurul care era la Târgu Jiu. Era o problemă și atunci, ziceam, era o problemă foarte mare. Foarte mare era și atunci și am discutat și atunci și această discuție foarte veche. Dar lipsa acelui teren singurul, zic eu că a pierdut 4-5 generații de acum încolo s-au terminat. Bun, și în contextul ăsta când tot timpul există o cale și un și mijloace să... Important să vrea toată lumea să vrea să facă acest lucru. Da, deși nu a fost acest teren și spuneți că s-au pierdut 4-5 generații, am avut niște copii aici chiar la noi în studio cu Cupa României la categoria lor de vârstă. Da, ei este generația de 99, ei vor termina. Eu mă refer la generațiile de care au prins 12 ani, 13 ani, 14 ani. Pentru că aceia ani nu cred că existau. S-au întrebat prin baloane, pe la țară am auzit. Sincer, am fost plecat mai mult de aici și nu știu foarte multe. Dar dacă nu instruiești niște copii la vârsta aceea de 13-14 ani și n-au și pierd unde, noțiunile elementare, presupun, în fotbal. Bănuiesc că cei mai buni au plecat, iar restul... Nici părinții lor cred că nu-i lasă să-și pericliteze viața prin nu știu ce terenuri. Dar sunt discuții care, crede-mă, sunt ultimul lucru la care mă gândesc acum la ora asta cu problemele care sunt la echipa mare. Și la ce vă gândiți în primul rând? Păi să scăpăm de retrogradare, mă gândesc. E foarte important pentru viitorul acestei echipe. Banii din vară mai aveți direcționați către anumiți jucători, din drepturile TV mă refer? Sunt lucruri care mă depășesc, sincer, și nu, nici n-am vrut să știu ce s-a întâmplat cu banii și cu cine mai are de luat. Avem un administrator special și un administrator judiciar care se ocupă de aceste probleme. Sper că o să-și facă treaba foarte bine și o să rezolve aceste probleme. Am discutat cu dânsii, au spus că totul ne-au asigurat că avem acest buget minim pentru salariile acestor jucători care au venit, pentru că ne-am pus și noi obrazul când ne-am adus aici și n-aș vrea să... Avem asigurat că totul va decurge foarte ok până în iunie. Ne puteți spune totuși care mai e situația lui George Țucudean? Cumva parcă era legat atacantul de banii ăștia care veneau în vară sau dacă mai știu eu situația, pentru că sunt... Da, chiar, e atâta încurcătură în actele acelea încât... Da, nu e încurcătură, este vorba de... Chiar știu acest caz pentru că m-au sunat și pe mine mai mulți să... Și m-am întrebat de acest jucător, echipă, da, și l-am explicat că are o clauză de reziliere în contract de 250.000 de euro, care și-a pus-o când a semnat singur cu mâna lui, iar lumea încearcă să găsească, pentru că nimeni nu vrea să plătească... Da, presupun. Mai ales dacă știu, cred sunt că, echipe de Liga 1. Da, și paradoxal, George Țucudean e plătit de Pandurii. Păi stați puțin, salariul merge și în continuare? Sau? Normal. Păi și de ce nu e la pregătire atunci? Am înțeles că are scutiri medicale, da, sunt alte probleme. Da. Nu putem face sport. Da, bine, o să fie, probabil, mi se face ceva disciplinar, va fi amendat, că asta e un caz închis pentru Pandurii, George Țucudean. Bine, am presupus și eu că nu va mai juca în tricoul Pandurilor, dar nu se poate, oare ajunge cu el la o înțelegere? Ba da, sper să se ajungă la o înțelegere. Să renunțe la banii aia, să plece singur. Nu mai sunt aceleași discuții ca la un club sportiv normal, această insolvență. Am citit și eu foarte multe despre aceste insolvențe. Se bat multe cap în cap cu sportul, cu... E ceva de... Dar sper că administratorii să rezolve și această problemă, pentru că nu mi se pare nici mie normal să plătești un jucător care stă acasă în pat. Am auzit că aveți și un meci amical mâine? Da, mâine la ora 3.
la Rovinar pe terenul sintetic, pentru că după cum ai văzut, vremea este incredibil de proastă. Jucăm cu Cetate Deva, un meci în care vrem să testăm mai mulți jucători, au venit de prin toate părțile și cu această ocazie vreau să zic că se cam termină chestia asta cu probele, pentru că vrem să intrăm într-o linie dreaptă și să ne pregătim, pentru că sunt foarte mulți. O să tragem în linie, vedem dacă oprim pe cineva, 1, 2, 5, nu știu, antrenorul este acolo, o să ne uităm. Și probabil că o să mai vină 1-2 jucători în afară de acest olandez și vrem să ne pregătim în liniște și să abordăm meciurile de campionat, că de fapt acum știi cum e, toată lumea vrea să auzi că la Pandurii nu e nimic și toți vor să joace în divizia, credem. Da, e șansa de a fi. Sunt mii de telefoane și de... Nu e chiar așa de simplu. Da, interesant, dar cine joacă totuși mâine pentru echipa noastră? Sunt numai jucători veniți în probe sau va fi un mix așa dintre jucătorii pe care avem la club, poate care n-au jucat cu Polia și jucătorii aceștia care... Nu, 90% vor fi jucători care nu sunt la Pandurii. O să joace și niște jucători, sincer nu știu la ora asta să spun care va juca din, dacă va juca vreun jucător din primii 18 care au fost la meciul cu Iașu. Deci practic dumneavoastră faceți, încercați o selecție așa pe ultima 100 de metri sau de ce mai are da, nevoie? Da, pentru că este moral și nu e corect față de unii să nu, adică le-am dat niște șanse la mai mulți jucători, unii sunt chiar de pe aici și antrenorul a vrut să nu greșească și să ia decizia cea mai bună în privința lor. Adică i-a mai ținut la antrenamente, au făcut antrenamente mai multe, antrenorul s-a uitat, acum va fi și un meci. Sincer, a fost o perioadă foarte scurtă. E posibil câteodată să te mai înșeli. Fiind presat tot timpul de această grabă și de alte probleme, e posibil câteodată să greșești. Sper să nu ne înșelăm și să luăm deciziile cele mai bune pentru viitorul acestei echipe. Am înțeles. Luăm o scurtă pauză publicitară, stimați telespectatori. Revenim cu Sportul Gorjean. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu. La o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253 221177 0353 401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Dacă ați ales Târgu Jiul, vizitați Pensiunea Jiul. Pensiunea Jiul Central, prețuri de 2 stele și condiții de 3 stele. Situată în municipiul Târgu Jiu, ultracentral, la 50 de metri de axa ansamblului Constantin Brâncuș. Dispunem de camere spațioase, amenajate conform standardelor europene, dotate cu cabină de duș în fiecare cameră, internet wireless gratuit, căldură și apă caldă non-stop. Pensiunea Jiul Central, ne facem remarcați prin serviciile excelente și prin personalul atent selecționat. Pensiunea Jiul Central. Liniștea dumneavoastră, misiunea noastră. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada 16 februarie, numărul 2 sau la numărul de telefon 0253-211-085. Amy Evans Music, partenerul dumneavoastră de nădejde în organizarea unui eveniment muzical. Fie că e vorba de spectacol, zilele orașului, zilele comunei sau orice alte manifestări cultural-artistice. Amy Evans Music este garanția unui eveniment reușit. Ne găsiți pe Facebook, YouTube sau la telefon 0722 833 814. Partener media Radio Accent și Accent TV. Amy Evans Music. Patiseria Francisc.
din ingrediente atent selecționate și respectând cu strictețe tainele și rețetele vechilor patiseri francezi, Patiseria Francisc, situată în Târgu Jiu, strada 30 decembrie, numărul 4A, lângă restaurantul Dorexim, vă așteaptă cu produse proaspete din patiseria franceză, realizate în laboratorul propriu. Și nu ratați oferta noastră zilnică. Dacă alegeți să beți cafeaua la Patiseria Francisc până la ora 12, veți primi din partea noastră un croissant gratuit. Patiseria Francisc încearcă gustul desăvârșit al produselor de patiserie franțuzești. Vizitează-ne și vei rămâne cu un gust plăcut. Ceea ce vă oferim noi este... Avem cea mai bună ofertă pentru... Nu știți ce pierdeți dacă... Stop! Noi știm că vrei fapte, nu povești. De aceea te așteptăm la Max. La noi, ecuația e simplă. Materiale de construcții cu adevărat calitative. Portofoliu de produse extrem de diversificat, adică totul de la fundație și până la acoperiș, inclusiv cele mai moderne finisaje. Despre prețuri vă spunem doar atât. Nu avem concurență. Ne vizitezi și te convingi. Max, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 214 sau pe strada Narcise numărul 35. Max, pentru casa ta! Șoferii isteți își montează instalație GPL la Vumar Prod SRL. Vumar Prod SRL. Dispunem de servici automontaj, întreținere și reparații instalații GPL. Ne găsiți în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 9 până la ora 16. Puteți să ne contactați și la numărul de telefon 0253-214-554. Vumar Prod SRL stă la dispoziția dumneavoastră cu două stații GPL în Târgu Jiu, pe strada Luncilor numărul 85 și pe calea București numărul 64, 24 de ore din 24 și 7 zile din 7. Vumar Prod SRL. De 14 ani suntem împreună și continuăm tot împreună. Vumar Prod SRL. Grijă pentru mașina ta. Cu furaje și cereale de la Robleo, diminețile încep altfel pentru păsările și animalele dumneavoastră. Sece Robleo, prin locațiile din strada 14 Octombrie, lângă Rombat și din calea Severinului numărul 26, zona Bucur, comercializează la cele mai bune prețuri furaje și concentrate de calitate marca Evialis. Evialis pentru pui, curcă, prepeliță, iepuri, viței și porci. De asemenea, vindem hrană pentru pisici și căței, cereale, șrot de soia, tărâțe și făină albă. Pentru sezonul de toamnă, comercializăm azotat, semințe de grâu, triticale și orz import Germania marca Staten Union. Staten Union. Informații la numărul de telefon 0769633205. Revenit în legătură directă, prieten, alături de mine este directorul sportiv al Clubului Pandurii Târgu Jiu, domnul Robert Băleț. Domnule Băleț, vorbeam în prima parte a emisiunii despre punctul de la Severin obținut împotriva echipei Poliaș, dar vorbeam și despre condițiile care sunt acum la Pandurii Târgu Jiu și spuneați dumneavoastră condiții speciale, dacă vreți, nu se mai întâlnesc sau nu vă mai întâlniți neapărat cu un climat de mare performanță, dar trebuie să puneți osul serios la muncă. Trebuie să spunem adevărul, că astea sunt condițiile. Toată echipa este la stadion. Nu cred că s-a mai întâmplat vreodată până acum. Sau cine vrea să meargă, să zic că se sună apartament, să proteste din propriul buzunar. Astea sunt condițiile. Cum i-a simțit pe băieți după
cum să zic, o săptămână acolo, cantonați în hotel? Da, ei să știi că s-au acomodat foarte bine unii cu alții. N-am avut probleme și recunosc că le-am și spus că dacă o să apară, o să tai în carne vie. Pentru că nu accept indisciplina asta și noi trebuie să fim o echipă. O echipă nu se face cu certuri, cu... Și când am simțit cea mai mică problemă, am tăiat tot din scurt. Și atât eu cât și antrenorul. Da, vă întreb pentru că întâia oară când s-a speculat că ar putea sta toți în hotelul clubului, să zic așa, mulți oameni au strâmbat puțin din nazunile. Cum se poate întâmpla? Poate nu e un climat de performanță acolo să fie toți, poate nu, poate sunt și jucători cu experiență care nu pot să stea. Climat de mare performanță nu e, îți dai seama, fiind construcția la 20 de metri de tine și... Tot cu antrenorul, se mai văd și acolo non-stop. Fiind construcția stadionului la 50 de metri de tine și macaralele toată ziua mișcându-se și... Normal că nu este un climat foarte bun. Dar condițiile nu sunt așa de rele acolo la acel cantonament. Nu, nu sunt condițiile rele, nu. Asta departe. Dar este... Doar ideea că stau toți acolo. Dar le-am spus de când au venit, regim de cazarmă, zici că suntem în cantonament. Toți au acceptat când s-au înhămat la această muncă. Nimeni a zis nu. Sper să nu fie probleme pe parcurs, dar ți-am zis că le vom... tăia imediat din fașă. Adică cine nu merge cu noi până la capăt va pleca. E clar. Nu putem să muncim cu oameni care nu trag la aceeași căruță la fel. Sunteți încrezător că veți debuta, dacă vreți, pe nou stadion din Târgu Jiu, în Liga 1? Sincer, îmi doresc din tot sufletul. Chiar am speranțe, pentru că dacă nu aveam aceste speranțe că putem reuși acest lucru, nu ne înhămam la această muncă. Chiar cred în salvarea de la echipe de la retrogradare. Acum vedem ce se întâmplă. Ce să spun, nu... Că mai sunt și alte probleme cu... financiare, cu planuri de reorganizări, cu... Cele mai mari probleme. Da, până la urmă am fost adus aici să fac o echipă, să joace fotbal. Restul, am speranța că ceilalți oameni vor rezolva problemele. Primarul interimar al municipiului Aurel Popescu, prezent la primul joc din 2017, primul meci oficial, spunea că e posibil ca din vară să jucăm la Târgu Jiu. Dumneavoastră, mă rog, știu că nu e o prioritate în acest moment când se mută pandurii pe noul stadion, dar adică credeți că acest termen e realist? Da, îi mulțumesc pe această cale că a fost alături de echipă. Chiar am discutat cu dânsul la pauză. De ce să mințim? Stadionul este un lucru foarte bun făcut pentru orașul acesta. Că va fi această echipă, că va fi alta, că el va rămâne aici, pentru că nu e făcut pentru anul ăsta sau anul viitor. Este făcut probabil pentru 30-40 de ani. Mă gândesc că copiii noștri și nepoții vor prinde meciuri. Nici eu când eram copil mic nu era stadionul ăsta, nici celălalt, și n-am știut niciodată că o să fie meciuri nici măcar de divizia pe acest stadion. E un lucru bun făcut. Acum, dacă vom fi noi sau alții, nu știu. Da, mi-amintesc ce emulație se crease când au fost ridicate tribunele alea, când au fost acoperite... Da, scheletele, da. Când au fost acoperit stadionul, vorbeam cu anumiți oameni și ziceam, Doamne, măcar am rămas cu stadionul ăsta. Au fost evenimente petrecute în viața... Eu dacă de la 7-8 ani merg la stadion, am văzut multe schimbări acolo la... Este un lucru foarte, foarte bun făcut, zic. Și cred că o să-l termine când a zis. Sincer, nu mă prea preocupă problema asta când e gata terenul. Pe de altă parte, lipsa suporterilor de la Severin poate fi considerat un handicap și în aceste condiții, sau mai ales în aceste condiții în care ne batem să supraviețuim? Da, este un mare handicap, pentru că până la urmă, ca și fotbalist, îți dorești să ai tribunele pline, să simți, ai emoții, ai trăiri, chiar dacă te înjură, chiar dacă te încurajează. Eu în ultimul an jumate am fost la Severin, cred că la două meciuri.
am evitat să mai vin pe aici, prin zonă. Am fost plecat cu alte treburi, nu am venit de ceva anume, dar lumea era foarte calmă și foarte... Apatică. N-am simțit-o aproape. În schimb, acești puțini oameni care au fost la acest meci, pentru că nu pot să stau în loje sau în... Vreau să stau în tribună să simt pulsul și tribunei și al jucătorilor. I-am simțit foarte aproape, chiar la o simplă alunecare și o minge scoasă în aut, acești oameni au fost alături de noi. Eu până acum n-am văzut aceste, nici măcar în anii când a fost cu Grigoraș și la început, când ne-am mutat prima dată acolo. Sper să vină cât mai mulți și sunt sigur că o să vină cât mai mulți, din ce în ce mai mulți. Le-am spus și la jucători că numai ei pot să-i facă să vină și să creadă în această nouă echipă. Chiar invit pe această cale să vină la meciul cu Chiajna, pentru că avem mare nevoie. Știam că jucăm luni, acum luni, dar a fost reprogramată etapa duminică, 24, da. Da, da, duminică. În caz duminică. De ce această reprogramare totuși? Probabil că, nu știu, Craiova joacă sâmbătă. Sâmbătă cu Steaua, da. Și probabil că au crezut că să nu mai consume televiziunile bani, să rămână acolo să vadă. Habar n-am, da, nu știu, ei oricum fac... Sper ca vremea să fie ok și stadioanele să se prezinte, pentru că noi am avut un noroc bine în prima etapă, pentru că chiar a fost un teren foarte bun. La cei afară acum, și dacă va continua, am îndoieli că stadioanele vor arăta foarte bine. Da. Galeria Pandurilor, să zic așa, nu mobiliza tot timpul cifre foarte mari, dar erau niște oameni inimoși acolo, din fericire, nu știu, disensiunile cu actuala conducere sau, mă rog, treburi din astea îndeamnă să nu susțină echipa. Ce părere aveți despre acest demers? Da, eu îi cunosc personal, am trăit împreună acest oraș și chiar sunt prieten cu ei. Eu sper să revină lângă echipă, nu știu ce probleme sunt și de ce natură. Eu știu în primul rând că ei iubesc fotbalul, exact ca și noi, și până la urmă să se alăture acestui proiect sau să vină ca simpli spectatori, pentru că până la urmă e un meci de fotbal. Nu ai cum. Până la urmă ții cu o emblemă de club și nu oamenii sunt trecători. E posibil să fi, azi sunt eu, mâine e altul și uite așa, dar se va distruge această emblemă a clubului. Eu aș vrea ca toți oamenii din acest județ să gândească așa și să pună umărul la mica șansă care mai este ca această echipă să-și revină. Acum nu știu problemele, poate sunt probleme personale, n-am discutat foarte mult. Eu îi cunosc personal, sunt niște oameni inimoși care iubesc fotbalul și sincer aș vrea să fie în tribune la meciurile Pandurilor. Spuma, dacă vreți, pentru unii, sau cireașa de pe tort pentru microbiști, sunt și jucătorii de atac. În momentul de față, Pandurii se bazează pe un Mărgărit, da? Negruț, Yasin Hamed, joacă în atac? Yasin nu joacă bandă. Nu joacă bandă. În antrenament... A fost și folosit în atac. În antrenament l-am folosit și Vârfumit nu... Nu e lipsă de opțiuni, presupun. Da, nu... Vârful este Mărgărit, care a și jucat, care eu îl cunosc de acum, să zic, 4-5 ani, de când l-am promovat la echipa de divizia C. El e cu un an mai mic decât generația lui Pițian, de Năric, cu ceilalți care am găsit. E cu Pârcălabu, a fost un jucător de foarte bună calitate, este un atacant veritabil, dar... are și circunstanțe puțin atenuante, pentru că e un jucător de combinație și noi nu am atacat foarte tare poștă de la ea și probabil că nu a sărit, dar el a făcut efort și mă gândesc că pe parcurs să fie jucătorul în care credem noi foarte mult. Mai sunt Dodoi, vreo de atac. Dodoi, da, așa. Negruț e mai mult un mijlocaș ofensiv, un al doilea vârf. Posibil să-l folosim și acolo. Posibil să jucăm și noi fără atacanți. E posibil să mai aduceți vreunul? E posibil orice. E posibil orice, da. Spuneați la un moment dat, când ni l-ați prezentat pe Hamed, dacă aveți mare încredere și în acest jucător, ce calități îi recomandă pe el? Pentru că e mai puțin cunoscut pentru fanii din Târgu Jiu, să spun. Da, eu știu. L-am văzut acum, cred că un an și ceva, dar prin...
cu asta mă ocupam, am umblat prin țară și l-am văzut la un, la niște meciuri. Are o viteză foarte bună, o tehnică desăvârșită, lovirea mingii cu ambele picioare foarte ok. Dar este un jucător ca toți ceilalți din echipa aceasta. Nu este nimic încă special la vreun jucător. Da, nu vreau să spun de el sau de Stanca că e nu știu ce. Vrem să formăm o echipă și fiecare să-și aducă aportul la acest tot unitar care va, la final sper să va încununa cu scăparea de retrogradare. Stanca a demonstrat cu vârf și îndesat că merită banderola. Pe lângă vârstă a făcut și poate unul dintre cele mai bune meciuri în tricoul pandemiei. Da, și sper să continue așa. Stanca e un portar cu foarte mare experiență și un portar ok. Eu l-am prins și jucând. El acum fiind și el gorjean al nostru, sper să pună umărul mai tare ca copiii din jurul lui. Da, a făcut un meci bun. Ne bazăm pe el, îți dai seama, și ca și... E un fel de antrenor din teren. Vârsta și experiența lui ne pot ajuta foarte mult. Este și un băiat de foarte mare caracter. Mai există vreo posibilitate să recuperăm acele 3 puncte de la... sau există vreo contestație pe rolul după meciul de la Târgu Mureș și după decizia dată? Iar mă întorc la niște lucruri din trecut și la niște greșeli grave făcute, sincer spun, poate n-ar trebui. Niciodată nu trebuia echipa să prățească... De acord cu dumneavoastră. Pentru că e o lipsă de cunoaștere a regulamentului, sincer. Cine a luat aceste hotărâri a fost inconștient. E clar și amenda și sper totuși ca acele comisii să aibă circunstanțe atenuante. Nu știu ce să spun. Așa scrie în regulament. Exact pedeapsa care am primit. Deci, în opinia dumneavoastră, aveți șanse minime să recâștigați ceva prin un apel. Da. Bun, mai avem foarte, foarte puțin timp la dispoziție. Liga 1, cum vi se pare, ceva favorite la titlu, nivelul de anul ăsta? Trebuie să recunoaștem că nu e un nivel foarte ridicat. Nu e. Trebuie să fim sinceri, nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece, că nu știu ce fotbal se joacă la ora asta în România. Poate dacă s-ar iar revenim la chestia cu juniorii, cu tinerii, poate dacă s-ar mai bloca poate și... Poate dacă ar mai fi vreo 3 gică Hagi prin... Bine, voia să nască odată la nu știu câți ani. Ar cam fi cazul să nască, că așa au revenit, pe la 10 ani așa se năștea câte un Balaci, un Dobrin. A sărit o generație. Acum e mai greu, da. Cine credeți că se bate totuși la titlu? Craiova are pretenții justificate, că știți cum sunt Oltenii imediat. Și bine, da, da, au, chiar cunosc foarte bine. Eu am fost la foarte multe meciuri anul trecut la Craiova. O echipă foarte bună, zic. Va fi una din pretendentele la titlu. Alături de, bineînțeles, Eterna Steaua, Viitorul și cred că Paicea va fi... Va fi o luptă dură, pentru că mai sunt foarte multe etape, nu trebuie să ne luăm după ce clasamentul de acum, știm, se înjumătățesc puncte, unele echipe își intră mai greu în ritm la începutul campionatului. De exemplu, eu văzusem Iași un 4 meciuri amicale și, sincer, am fost foarte speriat de acest meci, pentru că practică un joc foarte, foarte bun. Și acolo s-a văzut și amprenta lui Eugen Agoe, pentru că înainte știam Iașu cu mingile acelea pe Golubovici, care și veneau pe a doua. Poate de aia s-a și remarcat Golubovici. Da. Pe când în cantonament, să știi că practicat au jucători cu experiență. Mi-a fost foarte frică de acest meci, pentru că ei s-au legat foarte tare de acest meci. Erau cam ultima șanse de a intra în... Gândurile lor erau de a accede în play-off, clar. Deci se calculaseră, exact cum ai spus, cu 3 puncte. Aveau un meci cu Astra, îi băteau un meci direct, mai aveau cu CFR-ul, meciuri directe, dacă le câștigau, erau acolo. Deci dezamăgirea lor a fost foarte mare. Acum... Fiecare își apără propria echipă și eu chiar sunt bucuros pentru acest punct. Am văzut băieții foarte fericiți după meci. Ne-am bucurat puțin împreună și am trecut la treabă, că nu există altă cale. Că e greu, da.
Domnule Băreț, vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră la Sportul Gorjean. Vă așteptăm, invitația noastră rămâne deschisă pentru dumneavoastră, bineînțeles, cu vești bune și dacă nu, asta este, nu ne interesează, sunteți un om de fotbal respectat în Gorj și ne face mare plăcere să vă avem în studioul nostru. Oricând, cu mare plăcere. Doamnelor, domnilor, punem punct aici emisiunea noastră. Eu sunt Cătălin Pasăre. În fiecare marți de la ora 20:15 ne vedem pe Accent TV, ne auzim pe Radio Accent. Vă urez o seară minunată. Thank you.